Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi am ajuns la 1500 de abonați și mulțumesc celor care s-au abonat. Iată, de astăzi am să prezint altfel filmările. O să folosesc două camere de filmare. Una pentru cadrurile care vor fi interesante și restul așa ca să vedeți cam cum este. Acum câteva zile am început să colectez lăptișori de matcă. E o încercare, să vedem ce am reușit. Vom vedea lațul de creștere. Am avut ceva probleme cu transvazarea. N-am știut exact, vom vedea dacă a funcționat metoda care am folosit-o. Avem și fum. Acum să vedem cum e aici în stoc. Ce avem aici? Eu familia o hrănesc, de vreo câteva zile îi dau sirop. Borcane. Iată, astea-s borcanele, le punem deoparte. Voi folosi și a doua cameră. Iată, o să filmez un pic interiorul stupului, să vedeți albinele, albinuțele. Deci, așa voi lucra de azi, vă voi arăta și interiorul la stup. O să vedeți cum o să montez filmele în funcție de cum voi proceda. Bun, hai să vedem ce e în stup. Dacă am reușit să obținem lăptișorul, scoatem o ramă dinaintea acelui fagure ca să putem avea acces la familie. O să dăm un pic cu fum. Am luat și cu fum. Am îndepărtat un pic albinuțele. Acum lucrăm un pic mai ușor, îndepărtând albinele, dar am evitat să dau un cuib. Iată, aici este o ramă cu cuiet care am dat-o să eclozeze. O pun jos, că știu că nu e matcă. Și văd câte larve am reușit să cresc. Sunt câteva, am să vi le arăt cu camera cealaltă. Scot lasul de aici. Primul lucru care m-am îndoit eu a fost ca să pornească bocile în
familie cu matcă. Sunt vreo câteva pentru început. O să vi le arăt. O să vi le arăt cu camera mai mică. Iată borcile luate în creștere, 2, 4, 5. Iată așa sunt ele căpăcite. Ne vedeți? Bine, eu consider că sunt luate destul de puține în creștere, pentru că am făcut un amestec, iar acum o să fac un alt amestec pentru lăptișorul de masă. Bun, cam atât am vrut să vă prezint. Acum o să mă duc în casă să extrag lăptișorul care este de extras. Și vom vedea care va fi rezultatul. Bun. Deci e destul de ok. Vom îndepărta albinuțile cu peria. Vom vedea cât ce vom reuși la următoarea tură. Acum mă duc să colectez cât e lăptișor și după aceea voi încerca din nou o mutare a larvelor pe un pat de lăptișor de data asta. Data trecută am făcut o amorsă din miere, acum voi face o amorsă din lăptișor. Spatem această ramă, o lăsăm jos și îi dau înapoi rama cu lăptișor de cu rama de pui. Cam asta este lucrarea. Vom vedea, poate data viitoare avem mai mult succes. Bine, până data viitoare, numai bine acum. Cam asta este.